Salutare la toată lumea și ne-am găsit la un nou episod de MCG, astăzi de pe harta PAR72 și am mai jucat un match înainte, dar a fost destul de mult lag de la serverul ăsta MCG și n-am putut să îl postez așa cu lag, l-am câștigat, dar am zis să nu îl postez. Am și culcat aici, asta e, aproape l-am zis și sabia. Hai să mergem pe ruta noastră, am mai jucat de destul de mult timp pe MCG, ăsta singura prin sabie. E bine că primești boost. Pe aici era un chest, uite-l aici, hai să pun și armura, că singur prind o sabie. Normal că nu prind o sabie. Deci să nu uit că e un iron acolo dacă am nevoie. Luăm destul de încet, asta pentru că, cum v-am mai zis, n-am mai jucat de mult timp. N-am prea mult noroc la săbii. Sper să am la tier 2 ori că sabie sigur găsesc până la urmă. Sau, de ce nu un topor? Hai să iau chesturile astea de aici, asta era tier 2, mă. Ce ziceam despre noroc la chesturi? Uite că sunt și full iron. Fără sabie, evident. Sper că ăla nu vine pe mine. Este un tier 2 aici, dar mie să nu vină ăla. Sper să găsesc o sabie aici, nu? Hai să iau tot. Așa. Și știu eu că mai e un chest de tier 1 pe aici, pe undeva. Ăla cred că s-a dus să ia chestul ăla din casă. Mă, chiar n-am noroc de sabie, dar e bine că sunt full iron. Sabia mai găsesc, dar chesturile de tier 2 mai greu, mai ales cele cu full iron în ele. Hai să vedem, poate mai este vreun chest pe aici pe undeva. Aici nu prea am fost, dar cred că sunt chesturi, să mă uit atent. Opa. Să dă și cu arcul, mă, și spamează puțin, dar s-a îndepărtat și n-a făcut nimic. Opa. Nu am nici mâncare bună. Mă atrage cu parc. Poate aici. Și opa. Uite că am găsit o sabie. Dar este de lemn, desigur. Asta. Cred că l bat. Bun, l-am bătut. Repede sabia lui. Exact, sabia a rămas jos. Și o să mergem în partea aia, că nu știu dacă a luat ăla chesturile. Hai să-mi aranjez și eu cât de cât inventarul. Da. A venit și ăsta, nu știu de unde. Da. Dau cu rodul foarte bine. Uite-l și pe ăsta, sper că fuge de mine. Uite-l că fuge. Dacă mă pot regenera puțin, poate mai dau damage și îl fac să fugăm. Am și ceva săgeți. Nu, dacă aș apuca să bag Golden Apple. Bun, nu mai am nici săgeți. L-am spamat puțin. Am reușit să scap de el deocamdată. Mai sunt 6 oameni pe arena asta. Nu mai vine, uite că am și un plin de steel. Puteam să-l folosesc acolo dacă știam că îl am. Nu, ce aici? Hai să mergem și noi, poate facem ceva, un clean-up. Jucăm pe solo, deci nu cred că o să dăm de teamări. Niște săgeți mi-ar fi de mare ajutor pe la. I-am dat destul. Pama, de fapt, i-am dat destul de bine cu săgețile. Uite ce stă pe aici prin copaci. Sper să nu vină unul, ia să mă uit în spate. O bucată de iron.
pot să fac sabie mai bună. Să vedem, nu-i nimeni prin apropiere, perfect. În spate, la fel. Dacă aș apuca să fac săgeți, hai că pot, cred. Ăștia sunt în apă sau undeva pe aici. 4 oameni. Deci pe ăștia se bat. Ceva. Ia-mă, opa. Cum să dai clean up? Nu, ce era să intru în focul ăla? Mai vine unul. E slab. Cred că pot să-l bat. Bun, l-am bătut. 2 inimi. A fost lag acolo și am intrat exact în focul meu, cred că așa a fost. Și, da. Bun, deci ăsta a fost și episodul. Văd că din 3 meciuri sau 4, ceva genul ăsta, am câștigat 2. Deci, noroc maxim pe mine. Deci, da, ăsta a fost și episodul de astăzi. Mulțumesc pentru atenția acordată. Baftă lume!